pentru că noi trebuie să identificăm exact cine sunt persoanele de vină și când zic de persoane, vorbesc atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice, plecând de la proiectant, executant, diriginte de șantier, reprezentanții WIC-ului, reprezentanții primăriei. Dacă doriți să știți protocolul, de exemplu, de modificare a protocolul de modificare a proiectantului inițial care a refuzat să mai continue activitatea la acest proiect. De ce? Pentru că nu se respectau elementele din proiectul inițial cu privire la grinzi și, bineînțeles, toate celelalte elemente, calcule de rezistență și așa mai departe, pentru că în momentul în care modifici grinzile, automat trebuie să făcute alte calcule de rezistență, trebuie să avute în vedere toate aceste detalii. A fost semnat inclusiv de către domnul viceprimar cu atribuții de primar, domnul Gai, printre altele. Sistarea lucrărilor când ar putea să intervină? În momentul în care avem procesul verbal de constatare astăzi, v-am spus, la 11:30 trebuie să vină acest proces verbal de constatare din partea Direcției de Urbanism, a serviciului care se ocupă de disciplina construcției.